Ar vrea să salut biserica, datorită faptului că dimineață a fost strâns programul și n-am reușit să salut biserica. Aș vrea să salut biserica în după masa acestei zile, din Apocalips, din capitolul 1, începând de la versetul 4. Harul și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor șapte duhuri care sunt înaintea scaunului său de domnie. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns îl vor vedea și toate sămânțâile pământului se vor foci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic, a Lui să fie slava în veci. Amin. Vreau să mai citesc un verset, câteva versete, pentru cei ce au cântat după masa aceasta și au zis ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 148 și 149. El a înălțat tăria poporului său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii lui. Pentru copiii lui Israel, popor de lângă el. Lăudați pe Domnul, măriți să fie numele. E o poruncă asta. Dar nu înseamnă, nu scrie cât e mântuire. Dacă lauzi pe Domnul, ești mântuit. E o poruncă să lauzi pe Domnul, că El, zicea psalmistul în Psalmul 13, îl laud pentru că mi-a făcut, mult bine. Și auzi, pentru că ești pricina Lui, pentru că stai lângă El, pentru că te-a luat lângă El, de aceea să-L laud. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui, să se bucure Israel de Cel ce L-a făcut. Auziți? De Cel ce L-a făcut. De Cel ce L-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Avem împăratul. Avem împărat de împăratul nostru. Să se bucure, să veselească fiii Sionului de împăratul lor. Căci Domnul are plăcere de poporul său. Și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Mare lucru ăsta. Da? Și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. De-o mântuit? Amin. Merită Domnul să lăudăm. Amin. Merită Domnul, fraților, să lăudăm din toată inima. Mântuindu-i, să salte de bucurie credincioși în Lui, îmbrăcați în slavă. Să scoată strângete de bucurie în așternuturile lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Avem sabia în mâna noastră. Vedeți ce pricină minunată mi-a dat Dumnezeu. Și aș vrea să vă mai citesc încă un verset de încurajare în un împărat din capitolul 10. Din un împărat, capitolul 10, când împărăteasa Biseba vine la Solomon și
vede lucrarea lui Solomon și zice: împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și capra pe care o ridică și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui, slujbele și hainele celor ce slujau și paharnicii și ardele de tot pe care le aducea în capra Domnului. Uimit a zis împăratul: deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmați înaintea ta, care aud înțelepciunea ta. Împărăteasă, fericit slujitorii și lucrătorii și toți cei. Ei, aici este unul mai mare ca Solomon. Este unul mai mare decât oricum. Cum sunt slujitorii lui? Ce ziceți? Cum sunt lucrătorii lui? Cum e masa la masa lui? Cum sunt hainele lor? Ei sunt îmbrăcați în alt. Ei sunt îmbrăcați în slavă. Am citit acolo. El îmbracă în slavă pe nenorocit mântuindu-i. Eu îmbrăcat în slavă, noi suntem îmbrăcați în slavă. Și vreau să citesc acum din Romani, din capitolul 12. Și auziți ce spune cuvântul Domnului aici. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru îndurarea care s-a înnoit azi dimineață și despre care am vorbit și azi dimineață, pentru îndurarea asta, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. O slujbă duhovnicească. V-am salutat din Apocalipsa și acolo scrie cuvântul Domnului că El a făcut din noi o împărăție de preoți. De preoți. Și preoții ăștia aduc o slujbă duhovnicească înaintea Marelui Împărat. Deci noi aducem slujbă nu înaintea unui popor de la țară, că noi suntem preoți la un popor de la țară care abar n-are că pe ce lume trăie. Noi aducem o slujbă înaintea Împăratului Împăraților și înaintea Domnului Domnilor. Măriți-i fie numele Domnului. El ne-o chemat. El se bucură de poporul lui. Și așteaptă să scoată strigăte de bucurie până și nașterul lor. S-a citit cuvântul acesta din Ioan, din capitolul 16, despre lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt. Știți ce sărbătoare a fost joi? Nu mai dare. Înălțarea Duhului. Dacă Domnul nu se înălța, Duhul Sfânt nu venea. Și este de trebuință să mă duc. Că dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt nu vine la voi. De trebuință. Avem nevoie de Duhul Sfânt sau nu avem? Și aș vrea să vă citesc că El a făcut din noi o împărăție de preoți. Și aș vrea să citesc, să vedem cum s-au făcut preoții în Vechiul Testament. Și aș vrea să deschideți cuvântul Domnului, deschideți Biblia, că dacă aveți Biblia la dumneavoastră. Că dacă nu deschizi Biblia, ai să uiți, păi cum era ca Dumnezeu. Să știi. De-aia e Biblia, de-aia trebuie să aduci Biblia cu tine la biserică. Ca acolo și cel ce predică să-ți spună de unde citește.
ca să urmărești și să vezi, mă, mai, de acolo au citit atunci. Și aș vrea să citim din Exod, din capitolul 40, versetul 14 și 15. 13. Să îmbraci pe Aron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești ca să-mi facă slujbă de preot. Deci nu putea să facă slujbă de preot fără ungere. Fără ungere. Să chem pe fiii lui să-i îmbraci cu tunicile lor și să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor ca să-mi facă slujba de preot. În puterea acestei ungeri, ei vor avea purul dreptul preoției printre urmașii lor. Prin puterea acestei ungeri ai dreptul de preot cât trăiești. Prin puterea acestei ungeri. Dacă n-ai ungere, nu ești preot. Nu că sunt scris în Vechiul Testament că a fost vreun preot care să nu fie uns. Și noi suntem chemați, noi suntem o împărăție de preoți. Dacă a să fii preot, trebuie să fii uns. Nu poți să fii preot dacă nu ești uns. Să știi. Dacă n-ai Duhul Sfânt, ungerea asta, nu ești preot. Că tu spui lucrul acesta despre tine, că ești. Asta e altceva. Și eu spun un lucru. Și am să vă spun. În Ioan, în capitolul 5, versetul 31, vine Domnul Iisus și spune așa. Dacă eu însumi mărturisesc despre mine, mărturia mea nu este adevărată. Dacă Iisus mărturisea despre el și zice mărturia lui nu era adevărată, dacă eu mărturisesc despre mine sau tu mărturisești despre tine, mărturia ta e adevărată? Poți să spui că e adevărată mărturia ta? Dacă el îl scapă, nu e adevărat. Ești mai mare ca el? Sau eu? Deci numai atunci când mărturisește Dumnezeu despre tine, aia mărturie adevărată. Și am să vă dau mai multe exemple de lucrul ăsta de mărturisire. Că noi de multe ori ne luăm titlul ăsta așa, pe nedrept spus. În Faptele Apostolului, în capitolul 15, acolo, când Petru este tras la răspundere despre casa lui Corneliu, atunci el spune, Dumnezeu i-a curățit inima prin credință, și-o mărturisit despre ei și le-o dat Duhul Sfânt. Era mărturia adevărată. Amin. Era mărturia adevărată. Ați văzut, frații ăștia mărturisit aici credință. O mărturisit aici. Dar ce ziceți, mărturia adevărată? Hă? Ați văzut? Atunci când Domnul unge cu Duhul Sfânt, mărturia aia adevărată. Până nu unge Domnul cu Duhul Sfânt, mărturia e cu semnul întrebării. Frate, nu poți să fii preot fără să fii uns. Nu poți. Și scrie cuvântul Domnului și vreau să citesc în Petru, în 1 Petru, capitolul 2, acolo e vorba de preoție. E vorba de preoție. Și voi, ca niște pietri vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Hristos Iisus. Dar numai ăștia sunt preoți, care sunt unși, care nu sunt unși, nu sunt preoți. Știți? De aceea trebuie nevoie de Duhul Sfânt.
ungerea asta. Și aș vrea să vă mai citesc din Iosua, din Iosua, din capitolul 5. După tăierea, după ce Israel trece Iordanul, după ce Israel trece Iordanul, ascultați bine, după ce trece Iordanul, este tăiat, poruncește Domnul să facă niște cuțite de piatră. Dar de ce nu o lăsa să taie cu sabia? Sau cu cuțit? De ce trebuia cuțite de piatră? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Pentru că firul aș conținea picat și conținea infecție. Și atunci Domnul zis să faci niște cuțite de piatră și să tai pe toți bărbații care nu s-au fost tăiați împrejur. Și după ce îi taie împrejur, uitați ce spune în capitolul 5, versetul 9. Versetul 8. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, a rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cară Egiptului deasupra voastră. Până atunci o cară Egiptului era păstrăit. Astăzi am ridicat o cară. Când de vreme nu ești încă o cară Egiptului păstrăit. Când Dumnezeu te unge, o cară Egiptului este de astăzi am ridicat o cară a Egiptului deasupra voastră. Și locului acelui a pus numele de Gilgal, prăvălie, până în ziua de azi. Dar important era că Domnul a ridicat o cară a Egiptului. Și important e Duhul Sfânt ca Domnul să ridice o cară a Egiptului de Egipt. Să fii preotul lui. Să fii preotul lui. Iubiții mei, frați și surori, nu rămâne nimic. Deci, nu e suficient că nu acântăm că să te coboare iar din nou Duhul Sfânt. El trebuie să fie în tine și să umbli călăuzit de El. Că acolo, așa am auzit citindu-se. Să fii călăuzit de El. Poate vezi zice că acolo a fost vorba de tăiere împrejur. Haideți să vedem în Noul Testament tăierea împrejur. Așa citim în Filipeni, în capitolul 3. În Filipeni, în capitolul 3, să vedeți ce spune Apostolul Pavel. În capitolul 3, versetul 3. Că știi tăieți împrejur, suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Care nu ne lăudăm care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Deci cei tăiați împrejur suntem noi care suntem tăiați împrejur prin Duhul. Deci asta e o tăiere împrejur. Și asta, după ce a fost tăiat Israel împrejur, după ce o să va apare. De ce nu se învăță Paștele înainte de tăiere împrejur? Urmăriți lucrul ăsta cât era de planificat înaintea lui Dumnezeu toate lucrurile. Să treacă Iordanul, să aștepte, să taie împrejur și apoi să vină vremea în care să mănânce Paștele, când atât lumea mai mâncat. O mânca Paștele și cum o mânca Paștele? Din ziua aceea nu mai pot mânca. Și o fost grâu țării. Duhul Sfânt te învață toate lucrurile. Așa s-o citit acolo. Că El dovedește lumea de păcat, de neprihănire și de judecată. Adică atunci când se întâmplă păcatul, Duhul Sfânt vine și te avertizează. Ai păcătuit că ai făcut ce-i rău. Și Duhul Sfânt te îndeamnă la rugăciune și la cercetare și la mărturisire.
Deci, noi de-aia și uitați ce spune cuvântul Domnului. Dă-te aici. Să citesc în 1 Corinteni, capitolul 3. Sau în 2 Corinteni. 2 Corinteni, capitolul 3. Uitați ce spune. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim celălalt ca venind de la noi. Destoinicia noastră, din potrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară pe când Duhul dă viață. Ce legământ se întâmplă? Ăsta e un legământ nou a Duhului. Nu a slovei, a Duhului, care dă viață. Și dacă mergem în Romani, capitolul 2, acolo cuvântul Domnului vine și spune, versetul 29, căci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii în Duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Yes? Asta e iudeu adevărat. Tăiat în Duh. În inima. Și Dumnezeu, de aceea, trebuie să stăluim după Dumnezeu. Că nu există preoție fără Duhul Sfânt, fără ungere. Nu există. Și nu există ridicare la cer fără Duhul Sfânt. Nu există ridicare. Și cuvântul Domnului vine în Romani, capitolul 8. Vreau să citesc despre Duhul Sfânt vorbim acum aici și importanța Lui în viața noastră. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Pentru ăștia nu este nicio osândire. Dar atunci când am ieșit din standard, cine mă osândește? Dacă mă fac lumesc, dacă încep să fac ca lumea, mă osândește lumea sau mă osândește cei ce sunt în Duh? Cei ce sunt în Duh. Câte vreme stau în Duh, nu există nicio osândire. Când am ieșit din Duhul, vine frate, băi, frate, vezi că nu umpli bine. Nu că-i bine. Mă, nu-i bine. Uite cum scrie Biblia. Atunci, dacă vrea să primească. Ăsta e Duhul. Căci lucru cu neputință legii, pentru că firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe întruși fiul său, într-o fire asemănătoare cu a noastră, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci porunca legii poate fi împlinită atunci când e Duhul Sfânt în tine. Până atunci, porunca legii nu poate fi împlinită, frate. Câte vreme ești duhovnicesc, porunca legii poate fi împlinită. Când nu mai ești duhovnicesc, porunca legii nu poate fi împlinită. Fiindcă umblarea după lucrurile fiului pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să supună, deci cei ce sunt pământești nu plac lui Dumnezeu. Sau cei ce sunt firești nu plac lui Dumnezeu. Nu plac. Să știți din capul locului.
n-aș vrea să vă, n-aș vrea să vă înșelați. N-aș vrea să vă înșelați. Vă spun un lucru, uitați, am să citesc un cuvânt din Iov. Din Iov. Din capitolul 9, versetul 29. Și dacă voi fi judecat vinovat, acolo, când ajung la judecat, nu aici, nu aici. Dacă acolo când ajung la judecată, voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă trudesc degeaba? Pentru ce să vii aici degeaba atunci? Pentru ce să cânți? Pentru ce să dai bani la biserică? Dacă vei fi judecat ca lumea, tu te și-ți plătești viața în lumea. Pe tăta lumea. Dar acolo merg unde merge și lumea. Deci cu pocăința nu ne jucăm. Cu lucrarea Duhului Sfânt și cu pocăința nu ne jucăm. Păi nu ne jucăm. Eu, Dumnezeu nu-i pare rău de darurile pe care le dă. Lui Dumnezeu nu-i pare rău. El le dă. Și-aș vrea să vă arăt un lucru în Ezechiel. În Ezechiel, în capitolul 44. Urmăriți cuvântul Domnului, e foarte important. Că ungerii au fost o pierd. Să știi, ungerii au fost pierd. Uitați ce scrie cuvântul Domnului din capitolul 44 despre preoții Vechiului Testament care au fost unși. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, versetul 9. Niciun străin netăiat împrejur cu inima și netăiat împrejur cu trupul. Câte vreme ești netăiat împrejur cu inima, adică fără Duhul Sfânt, ești trăit. Și Pavel vine în Efeseni și zice că aici nu mai este nici... Stai să citesc cuvântul din Efeseni, capitolul 2. Uitați ce spune cuvântul. Așadar, ca voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Deci în casa lui Dumnezeu pot să fie și străini, și oaspeți. Până la un loc, până când ajunge acolo. Acolo nu intră niciun străin, niciun oameni în casa lui Dumnezeu. Voi sunteți casa. Am citit lucrul acesta că noi suntem o piatră vie, casă duhovnicească. Ce nu poți să numești un om duhovnicesc care n-are Duh. Numai pe ăla care are Duh, îl poți numi duhovnic. Că în Galateni, în capitolul 6, versetul 1, zice, se adresează Duhul Sfânt. Fraților, așa se adresează, fraților, dacă un om o căzut deodată într-o greșeală. Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Dar cum e omul ăsta? Omul ăsta e vecinul tău de afară sau e om de aici? Cum e la ăsta îi zice om și la ăsta îi zice frate? Duhul Sfânt vorbește, nu vorbește Pavel. Eu nu cred că Pavel o vorbim. Eu cred că Duhul Sfânt, eu spun lui Pavel și Pavel o să scrie, băi, ce spune Duhul Sfânt. Că nu a scris Pavel. Că Pavel nu a văzut bine ce scrie. Vederea lor de așa natură. Și atunci eu spun la el, că scrie, uite așa scrie, zice Duhul Sfânt. Unde pe ăsta numește frate și pe ăsta numește om? Dacă o găsim. Dacă o găsim. Deci, Domnul Iisus nu-i frate cu păcat. Și nu-i frate cu ăla care-l păcătuit. Și îi spune la ăsta, o, și voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați
la duce la mărturisire, la pocăință, ca Domnul să-l ierte și Domnul să îl curățească. Ce e important. Niciun străin, niciun oaspete. Și acolo, în Ezechiel, în capitolul 44, mergem înapoi în 44 să citim acolo. Mai mult leviți care s-au depărtat de mine când se rătăcea Israel și se abăteau de la mine ca să-și urmeze idolii, vor purta pe gheata nelegiuirii lor. Ei vor fi în locașul meu cel sfânt ca slugi. Deci nu ca pe ei. Versetul 13. Nu se vor apropia de mine ca să fie în slujba mea ca preot, nu se vor apropia de lucrurile mele cele sfinte, nici de lucrurile mele prea sfinte, ci vor purta pedeapsa rușinilor și uriciunilor pe care le-au săvârșit. Dar preoții, leviți, fiii lui Tzadok, care au păzit slujba locașul meu cel sfânt când se rătăceau copiii lui Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine să-mi slujească și vor sta înaintea mea ca să-mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu. Ei vor intra în locașul meu cel sfânt, se vor apropia de masa mea ca să-mi slujească și vor fi în slujba mea. Deci, când au pierdut, când s-au rătăcit, când s-au depărtat și au pierdut ungerea, au pierdut ungerea. Din pricina că au acceptat idolatria. Din pricina că au acceptat idolatria. Au pierdut ungerea. Și nu a mai fost. S-au gătit ca pe urs. Și Dumnezeu, că noi ne vrea să fim ai lui ca preoți și aș vrea să citesc din Apocalipsă, din capitolul 5. Când au luat cartea cele patru cărturbii și cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie care sunt rugăciunile Sfinților. Și când au cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei carte, să rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Ei vor împărăți pe pământ. Preoță, împreună cu Hristos. Și ei vor împărăți, și aș vrea să citesc din Apocalips, din capitolul 20. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte din întâia înviere. Ăștia au parte din întâia înviere, preoță. Ăștia au parte. Pentru că în Romani, în Romani, în capitolul 8, acolo, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune: voi să nu mai sunteți pământești și domnișeni dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este trupul morță din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este fiul din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia cu trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi, nu cu voi. Nu cu voi. Că unii spun, dar frate, dacă mie Duhul Sfânt mă călăusește, te lucrând, eu fac, dar nu cred în mine, nu cred în mărturisă, nu cred în mine. Dar Duhul Sfânt e cu mine. Eu cred că e cu mine. Și Domnul te călăusește. Numai la înviere nu te învie. Dacă nu vă.
Domnului la atelier. Că Domnul vine și spune în Coloseni. Hai să citești în versetul ăsta din Coloseni, din capitolul 2. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărui domnii și stăpâne. În El a fost tăiat împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Iisus în dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești. Fiind îndropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. În credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Adică Duhul lui Dumnezeu care l-a înviat din morți, care din odată locuiască în noi. E foarte importantă lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea asta, Dumnezeu trebuie să o stăruim. Că vreau să vă spun un lucru, care de multe ori l-ați auzit și îl citiți. Că ei făceau patru lucruri. Stăruiau. În ce? În învățătură. Mă nu cite. Stăruiel, m-a stăruit nu ar citi. A stăruit nu ar citi. A face o casă la tine acasă. Nu lucrezi ca și când bea la serviciu. Te-ai dând. Unul când au auzit că a sunat soneria, ușa jos, a plecat. Un rămân, un rămân. Cum ne dorești. Acasă se întunecă. Se face noapte și a prins dreptul și mai faci, mai drept, mai faci, că vrem să gătăm. Stăruiești să faci ceva, nu? E așa dragă, fraților. Așa. Când lucrăm acasă la noi, lucrăm și noaptea. Să gătăm, să fie gata, să facem, să terminăm. Să facem o curățenie în casă. Stăruim în iercul, să o gătăm, să o facem. A, păi o gătare, mâine sau poimine sau o săptămână, stă casa atât întoarță până e gătare curățenie. Nu se întâmplă așa. Asta nu-i stăruință. Ei stăruiel în învățătură, în legăturile frățești, stăruiel, frate. La judecată nu atâta să te întrebe. Cum ai stăruit în legătura frățească? Apoi, n-am vrea să te uit așa greu. N-ai fost niciodată la fratele de la care vă bornat. N-am avut vreme, n-am avut vreme. Te va veni? Ăla. Că acolo în 2 Timotei, în capitolul 2, zice că cel ce te-a înscris la oastră, nu te-a forțat nimeni să te înscrii la oastră. Că tu ai văzut, tu zici păstorul, hai mă și te boteau, mă, dați-mi, o întreba pe față aia, mă, cine te-a forțat să te botezi? Nu m-a forțat nimeni, nu te-a forțat părinții, nu! Că eu am vrut să mă înscriu. Dar cum dacă vrei să placi celui ce te-a înscris la oaste, nu te-ai încurcat cu lucruri de lunești. Că ăla te-a înscris la oaste, frate. Dacă te-ai angajat într-o fabrică, dacă ești angajat la cineva, apoi o să-ți pau un ce facem? Nu a venit? Nu a venit. Că, dai telefon. Păi plouă, nu pot. Plouă afară, nu viu. O nil, nu mai viu. O să-l fi bazat pe omul ăsta. Nu pot să fie. Păi nu am putut scula. Păi nu m-au lăsat copiii să dorm azi noapte și nu m-am putut scula. Nu-mi fiu atât la lucru. Se întâmplă așa vreodată? La cicareva din dumneavoastră? Păi mă doare piciorul și nu fiu. Eu fost bolnav, m-am fost bolnav. Fost oameni bolnavi. Îți s-o duc la lucru, domne. Că nu am ce face, trebuie să margă la lucru. Dacă te-ai înscris la oastie, nu te încurcam, că șa te-ai. Angajament, că e slujerul lui Dumnezeu tău pe viața ta.
Și haideți să vă spun un lucru foarte interesant. Numai dacă îl cred, că să știți că noi de multe ori nu credem cuvinte, nu credem Scriptură, nu credem ce înțeleg. Zice că o zâncă a Domnului face mai mult decât 1000 de zile în altă parte. Trecturi. Așa scrie. Vreți să vă citesc? În Psalmul 84 scrie. O zi, un ceas în casa lui Dumnezeu face mai mult decât 1000 de ceasuri în altă parte. Două ceasuri în casa lui Dumnezeu face mai mult decât 2000 de ceasuri în altă parte. Spune, calculează, ascultă-mă, cât ai pe ceas? Dacă ai $10 pe ceas, dacă ai $10, în două ceasuri faci $20. Așa-i? Dacă vii aici, în două ceasuri faci $20,000. Care mai bine plătim? Ăla care ți-o dă patronul sau ăla care ți-o dă domnul? Vedeți cum dăm lucrurile de nimic. Lucrurile importante pe lucrurile de nimic. 20,000. Dacă ai $10 pe ceas. Două ceasuri aici, faci 20,000. Crezi lucrul ăsta? El te plătește. Dacă un pahar de apă nu rămâne de plătit. Un pahar de apă. Știți că Dorca pe un ac și pe o ață au făcut mare strâng? Știți lucrul ăsta? Un ac și pe o ață. Nu au mașină de cusut. Ca să zic, bă, o făcut că mâncă, a fost roitoreasă și au mașină de cusut și au mai două lucruri și le-au făcut. Le-au cusut cu acu și cu mâna, cu ață. I-a arătat la Petru, uite, surul la temea asta. Și fă ceva pentru noi, că ne-au ajutat tare mult. Un act și o altă. Nu rămâne nerăspătit. Un pahar de apă. Călăuzirea Duhului Sfânt. Asta e călăuzire. Dă-ți ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt, sunt copii ai lui Dumnezeu. Călăuzire, dacă te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. De multe ori zicem noi că suntem copiii Domnului. Da, și Domnul zice tot așa. Hai să citim. Vreau să vă citesc din 2 Corinteni, din capitolul 6. Uitați, se scrie aici. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17 și 18. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atinge de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel apropiat. Cine declară lucrul ăsta? Domnul. Dar numai dacă că noi spunem de fraților, sunteți copiii Domnului. Oare mărturia asta e adevărată? Da, nu e adevărată. Asta e adevărată. Că El zice despre tine. Și El zice despre tine. Că nu ne-am atins de ce este necurat. Că nimic întinat, nu ai vorbit, nu vorbim de furca. Nu. Nici nu vrem să auzim așa ceva. Nu mai vorbim de întinat. Dentina. Nu intră acolo. Nu intră acolo. Nimic dentina. Nu intră acolo. Știți? Sunteți convinși? Credem lucrul ăsta. Că dacă îl crezi, te păzești. Dacă nu îl crezi, nu te păzești. Dumnezeu doresc să ne binecuvinteze, iubiți-ne frate, și să umblăm călăuziți
de Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt ne călăuzește în adevăr. Adică ne călăuzește după asta. După asta ne călăuzește. Nu ne călăuzește. După el. Dacă am depășit de la el, acolo nu Duhul Sfânt să călăuzește. Ci gândurile tale, înțelepciunea ta, mintea ta. Dacă ești în Biblie, în cuvântul Domnului, atunci ești călăuzit de el. Și Dumnezeu și Pavel a zis, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o eu, sunteți mântuiți. Dacă nu, degeaba, atunci dacă a alergat degeaba, la ce se poate? Nu se poate, am citit acolo din eu. Că noi nu trebuie să ne gândim la ceea ce acum, ci va fi când ne vom întâlni cu el. Când l-așteptăm să vină. L-așteptăm să vină. Și atunci când l-așteptăm să vină, acolo ne cere în Luca, în capitolul 11, versetul 35. Acolo scrie, mijlocul să fie încins cu adevărul și făclia să-ți ardă. Ca să poți întâmpina pe stăpân cu mine. Domnul să ne ajute să ne putem întâmpina. Amin. Amin.